sunt oficial în concediu și m-am gândit să vă arăt pregătirile mele pentru plecarea în Fuerteventura. Așa că astăzi este joi, aproape 10 dimineața. La 10 dimineața trebuie să ajung la Inesa pentru că o să-mi pună niște gene foarte, foarte naturale și drăguțe. Am ajuns la Inesa, am mâncat ca o nesimțită și acum ne pregătim să împunem genele. Mă arăt așa puțin, mi-a arătat acum genele. Not that interesting, dar o să arate bine în curând. Avem aici și atmosferă. Hello! Super! Gata, vă las că trebuie să ne apucăm. Gata, am gene. Eu ziceam, mai nesit, a trecut mai repede decât mă gândeam. Durează un pic, dar merită. Chiar merită. Chiar trebuie să ai răbdare și să te pricepi cu pui gen așa. Mă fac la masă, îmi fac o cafea long de la 2 la pedicure. S-a făcut un pic cam cald între timp. Still summer, baby. Still summer. Am ajuns și acasă. Ne dă, mami. Ce, mami? Vrei să popă? Da? Popă? Ce vrei tu să popi? Spune. E la mami. Oi, da, oi, biciu. Oi, la mami. Deși nu eram pregătită să-mi încep ziua în forță, a fost perfect că m-a programat să dimineață la gene. Și cu ocazia asta îi mulțumesc încă o dată Inesei pentru care are atâta răbdare și pune niște gene atât de frumoase. Mi-am luat în loc de blugi, rochea de blugi. Îmi place foarte mult rochea asta, e mega confortabilă. Am găsit-o la un outlet, vreo 50 de lei sau ceva de genul ăsta. Tricoul e tot același, vreau să fie ceva larg, să mă simt bine din material bun. Și mi-am luat sandalele. Vreau o jeansă simplă și atunci trebuie să stau, să stau puțin să nu se strice pedicura. Am pornit. Am ajuns la Beauty Studio, mi-am dat jos centura pentru că era cu parchez. În sfârșit timp pentru mine, luna august a fost foarte plină, am
avut multe zboruri, dar e momentul pentru relaxare. Beauty Studio este unul dintre preferatele mele și vi l-am arătat de câteva ori, însă eu m-am apucat să fac și un vlog de aici. Salut! Hello! Salut! Da, uite, filmez un vlog și am venit la voi. Încă nu știu exact care pedicură o să o aleg, însă culorile din noua colecție Opie sunt geniale. Pe unghii o am pe Somewhere Over the Rainbow Mountains. Asta o am. Cred că asta sau asta. Dar oricum arată demențial. Și mă gândesc să-mi aleg una dintre astea și pentru pedicură. Hai să vedem. Queen. Da, e perfect. Aștept să văd ce spuneți pe Instagram, am făcut un poll. Să vedem, poate mă ajutați voi să aleg. Aleg mai un pitic la pedicură. La și toată lumea preferă Seven Wonders Vopi. Și asta o să facem. Face bine miroasă asta. Mi-am luat niște benzina astea de la Crest. Asta am deschis-o deja, mi-am pus benzile, de a vorbesc așa ciudat. Mi-am luat doar 3 pentru că am dinții deja destul de albi și cred că o să fie de ajuns. Astea sunt preferatele mele. Banda nu se duce de pe dinți și sunt destul de confortabile. Mi-am pus și o mască între timp. O să stau cu ele 30 de minute și apoi o să le îndepărtez. Cam așa arată benzile pe dinți. Ar fi ciudat. Nu prea pot vorbi, dar nici nu trebuie. Și masca este de genul peel-off. O pui pe față și apoi o îndepărtez foarte ușor pentru că se întărește și se poate decoji oarecum. Și acum am caut cheile, mă urc în mașină și pornesc către Vasilisa. Mă duc la ea să-mi facă sprâncenele. Da! La Vasilisa, deja am și pensat și mi-a zis să-mi pun vopseaua, să mă vopsez de data asta cu 5 blond și 2 blond. Mi-a zis să mă vopsez și atunci să nu fie o diferență chiar așa de mare. Bun, acum pregătim mixul de culori.
așa cum se este. Vreau henna. Și un mic sandwich și cinci. Super, hai să-i pun. Am pus vopseaua pe sprâncene și ținem aproximativ 10 minute. Folosesc de obicei, mi-am luat Styos de colorant și o vopsea blond ultra platinum, ceva de gen. Fingers crossed. Toes crossed. Mă, ce-mi doare după cât deja cum am stat. Și domnule expert aici în decolorat. Spune că era mai bun decolorantul de la Kalos. Ăsta nu. Da. Nu e de treabă. Așa e? Sigur. Într-adevăr. Ui, ui. Au. Super. Mer la țară. Da. Ceva. Mai dă că mai am eu de pus aici undeva. Te decolorez. Ceva blond. Mulțumesc. Thank you. Bă, ai că da, e cam barbel. Cam adevărat ce spune domnul expert în decolorare deja. Dar o să aplic și vopseaua și sper să... Pasul 2, o să amestec vopseaua fără amoniac cu un oxidant de la Kalos. Aici. That's it. Și o să vă arăt cum a ieșit primul pas. Foarte galben, dar așa este de obicei. Nu mă speriu. Am stat puțin mai puțin decât dau de obicei. Și este un pic mai galben, nu mai portocaliu. Și acum o să aplic vopseaua pe părul umed. Atenție, nu vă spun să faceți și voi așa, este doar modul în care eu aleg să vopsesc părul acasă. Vă sfătuiesc să mergeți la un salon profesional unde să se ocupe cineva specializat de părul vostru. Doamne, ce haos e aici. Cât o salată. De toate. Salut! Da. Luna! Gata! Las că ne luăm mașină de spălat vase. Vei, vei, frumos, așa e bună. Sau spală Bruno vasele astăzi. Nu știu că l-am spălat, undeva pe acolo. Și urmează să facem bagaje și tot felul și nu vreau.
să fac bagaje. Habar n-am ce mai trebuie să punem. I have no idea. But I'll see. See you later. Cu mine nu-ți dă așa. Mergem să mai luăm ce mai avem nevoie. Fetele vorbesc. Fetele. Vin și fetele, cum ai venit, cum ai așa? Cu perna asta pot să zic că sunt pregătită de drum. Ai am pus-o acolo. Uite, în fața ta. Ne-am cumpărat prostii. Pentru drum, să luăm trei chestii. Am mâncat bine. Deci, așa fac chestii. Am făcut o mare parte din bagaj. Am fost cu botiță și a pantaloni. Mă bucur că am reușit să ajung la Inesa pentru gene și la Vasilisa pentru sprâncene și la domnul colorist șef botond pentru vopsit ca să-mi trebuiască să mă aranjez nu știu câte acolo. Așa pun un fond de ten și un ruj și sunt gata. Și... da. 467.389 de produse. Păi... nu, produse pentru păr, pentru corp, pentru îngrijirea feței. Da. Avem și pentru față de la Vichy, o cremă cu SPF 50. Să iau un... prosop mare, ăla portocaliu de la Vichy. Asta poate să fie din tot. Surf? Din... Vrei să faci surf? Da. Windsurf? Dar eu nu mă pricep la așa ceva. Las că tu mergi cu banane din aici. Eu fac snorkeling la mal. Dar ce este culoarea mea? Ca așa de bine. De la cum? O să ții de cât? Da. Nu mai alea la alte care aveau aici din ăla. Dacă pune o capsă. Capsă. Ca să-l prinzi așa erau mai faine. Că... da, în cazul care dă gâtul, poți putea. Cu te ține așa, zic tu încolo. Cam asta a fost cu vlogul. Eu vă pup. Pa.